Uite și tu, băia, mai pot eu să scriu. Ce ai, bă? Roberto, cum stai în spate? Cum te simți? Dumne, mă, cam, e bine cu centura asta, îmi place cum mă ține. Bă, ce direcție are. Ia uite și tu, băia. Wow, wow, las-o! Mă, ce manevre face la papa. Mă... Pe românești, așa. Bă, dar merge mașina asta, bă. Domnul Luci, când mai vii, domnule, că mi-o place cu dumneata? Te anvelopele sunt proaste, dar... Uți! Oh, oh, oh. Oh, bravo, papa, bravo! Bă, oh, stai un pic. O țără. O țără. Ok, lasă-o mai încet, rog. Lasă-o mai încet, lasă-o mai încet. Lasă-o mai încet. Nu, dar bine. Bă! Yeah. Bă, impresionantă, să știi. Iar este o duminică palpitantă, iarăși suntem alături de vedeta YouTube-ului oltenesc, ajunsă intergalactică. Intergalactică. Am auzit că și pe stația orbitală se uită la tine. Da? Păi, era și cazul. Știi că și Putin ar fi zis, dacă îl prindeți, luați-l la noi. Da. Nu de alta, dar youtuberii ruși chiar au un cuvânt de spus. Au, să știi. Aș vrea să testez un Mozvici din ăla nou. Nu, dar mi se pare că sunt foarte, au foarte multă putere economică, încât își permit să facă tot felul de teste de adevăratele acum mașini. Unii ruși, unii ruși. Bine, noștri de duzină, ca noi așa, dintr-o da. Țară estică. Vrei să știi ceva? Ei au piața de desfacere foarte mare și chiar dacă ori avea RPM-ul mic, se uită mulți. Da. Adică, dar oricum l-au mai mare decât noi. Sau îl aveau, nu știu ce s-a întâmplat acum atât. Nu știu cum, mie îmi sunt greu să-i găsesc. Dar sunt unii care pun mașini pe o drezină din aia, pe o cale ferată dezafectată. O trag cu un reptor într-un stâlp. Ghici câte mașini au rupt stâlpul. Câte? Porsche-le Cayenne. Ghici ce s-a întâmplat cu Lada Largus. S-a rupt Lada Largus. S-a făcut așa. Da. Bun, în fine, găsiți voi canalul ăla de ruși, cum îl găsiți și pe... Știu unul care e iar interesant despre cum se desfac mașini, deci cum se pornesc, se numește Y-Toha, așa scrie foarte tare oamenii. Desfac o grămadă de mașini, cu precădere cele asiatice, sunt foarte ușor de hacherit. Fii atent. Iar bătrânul Toareg se deschide cu bord mașina, să dă gaură în butucul de la ușă. Nu știam. În fine, hai să ne apucăm de mașina de astăzi. Fii atent, nu știam eu. Stai un pic, să văd dacă mai miese schema. Fiți atenți aici, nu știam eu de unde sunt motorașele astea de la geamuri, da? Dar după ce le-am ascultat de 2-3 ori, sunt același motorașe care se pun pe Forduri. Eu la Ford am același motoraș. Tu te bă de aici. Dacă spun. Mașina asta nu are nimic în comun decât cutia de viteze cu BMW. Și motorașele de la oglinzi cu Forduri. Mă rog, poate fi același producător de oglinzi. Da, păi, da sau de motoraș. Observ un lucru, nu e pusă unde trebuie oglinda pentru o mașină recentă. Adică vei avea un mic mort. Păi în afară de Audi A4, așa. Ce altă berlină mai are oglinzile puse aici? Atât de jos, că mașina e joasă. N-ai mai vedea nimic în ea. O să vedem cum stă cu vizibilitatea. Oricum, eu am condus-o de acolo, de unde ai dibazul până aici. Și deja mi-am dat seama că e ce trebuie. Deci, instant. Popa, fii atent cum stă povestea cum stă povestea Giuliei. Timpul trebuie să te întâlnești cu femei născute în iulie. De ce? Sunt în zodia Rac. Cei mai buni soți și cele mai bune soții sunt în zodia Rac. Asta nu știi. La fel cum cele mai bune mașini sunt făcute în... Japonia? Wolfsburg. Aaaa. Mă rog. Așa. Foarte interesant este că italienii fac 159 ole, berlina de clasă medie, până în 2011. Adică trec de anii de criză. Da. Și opresc producția. Nu opresc producția în anii de criză. Protecție la geamuri, se închid din cheie. Frumos. Și în 2015, da. Scot Giulia, renunță la denumirea lor de numere din 3. 159, 156, 155, 164, 166, 147 și dau nume de femei. Dau nume de femei. Mito, de la Mitocan. Giulia și Giulietta. Și Giulietta. Romeo și Stelvio. Romeo. Fantastic.
Poate scot un SUV, un crossover Romeo. Ei, Romeo. Uite-l aici. Alfa Romeo, citate pe acțiuni. Și codul se numește 952 series. Adică asta e... Știi ce nu știu eu? De la ce vine denumirea de Alfa Romeo? De la doi industrialiști italieni. Zici? Da. Oricum, acum sunt în... Cum se încep? Sunt Stelvio... Cum se... Nu Stelvio, Stellantis. Stellantis. Care zici că e trupă de... Rock. Nu, trupă de house, de techno, Stellantis. Și din nou, impresionant este faptul că scot o mașină nouă, dar mașina este complet nouă ca soluție tehnică. Da, mă, au făcut o platformă nouă, se numește Giorgio. Da, adică da, și, da, da. Și platforma au numit-o așa italiană. Da, platforma este cu tracțiune spate și motor longitudinal, cum trebuie. Și distribuția greutății 50-50, da. Adică șahmat la München. Și cu toate astea degeaba. Pentru că nu s-au cumpărat. Ele, am zis că sunt rele, dar o să vedem la interior, nu se compară cu nemții la calitate. Și în, gândește că în anii trecuți, nu știu, 2019-2020, vindea Lancia, care se vinde doar în Italia, mai mult decât vindea, deci vindea Lancia în Italia mai mult decât vindea Alfa Romeo la nivel global. Mă rog, detalii. De ce nu se cumpără mașinile astea? De exemplu, nici pantofi italieni, pe deosebire de banali oteri, nu se cumpără în același număr. Păi, da, mă, da, firmele auto, companiile auto, trebuie să facă bani. În platforma asta s-au băgat bani mulți, mulți. E o mașină care o folosesc carabinieri, o folosește poliția statale, sau cum se numește. Și eu îți garantez că au ieșit în pierdere. Îți garantez pe ce vrei tu. Bă, rog, ia tu tabelul aici și hai să dăm noi niște note. Hai. Fă pe domnul director de la Alfa Romeo. Așa. Ce rubrică avem prima? Calitatea asamblării, an de fabricație, 2017. Bă, la calitatea asamblării nu-mi plac unele lucruri. Nici gen, mie, în față eu cred că a fost atinsă. Gen bandourile astea care, uite, încep să se umfle. Lasă bandourile, asta ci că e pachet negru de fabrică și s-a decolorat. Dar hai acum e pachet curcubeu. Nu mai fi bătrân și nu mai sta jos, stai în picioare, că așa se fac vizualizările. În față eu cred că a fost atinsă. Dacă nu e preda aici, e să-și spele Audi sau ce o face. Da, pentru că pe partea cealaltă lufturile nu sunt aceleași și capota lui nu e la nivel. Da. Aflăm imediat. Poți să verifici pe aplicația ta de îmbogățit. Poți să verific. Sau poți să deschizi capota. Bă, uite-te. Uite la seria RFS-ul. E zarea. Pe bune? Zarea. Uite. Ce tare. Ia, stai așa să vedem dacă poți să deschizi această capotă cu o mână. Rugeainen, Rugeainen. Wow. De asta, că asta face parte din caracterul mașinilor italiene ăștia. Fii atent, fii atent, fii atent. Nu trebuie să fim răutăcioși. Uite. Șurub umblat cu rugină. Da, are partea din față umbla vopsită pe dreapta. Da. Și aripile, uite. Da, la față s-a umblat la ea. N-avea cum să nu se fi umblat. Adică, uite-te aici. N-ai cum să ai diferența asta de nivel. Dar nu, n-a fost o lovitură rea, a fost doar ștrelită sau ștearsă, zgâriată. Da, și dusă la revopsit, nu e... Acum... Uite, încă o dată, zarea. Mâine mi-a văzut o stirie de șasiu montată... N-au loc să monteze... Hai, dă-i la calitatea asamblării. Sau nu, dă-i 8 și la luft, 3-i 7, că am văzut și... Dar bine, vezi, o mașină s-a umblat la ea, aici e problema, știi? Mâine mi-a văzut o stirie de șasiu pusă pe două... N-au avut loc să încapă seria de șasiu și au pus-o pe două rânduri. Detalii. Amortizoare la capot, antifonare care începe să cadă. Nu vreau să fiu rău, bă, rău, bă, n-am văzut, bă. Nu vreau să fiu rău, Toyota, bă, Toyota vieții, ia asta Toyota, bă. Da. Ia vino și încoace. Ia vino încoace, că tu zici cu colierele, da? Toate este plastic. La ca motor. La BMW, ca la Volkswagen, ca la da. O mașină europeană succes. De succes, da. Dar uite, e calitate, vezi și pe capacul de la portbagaj este mochetă. Mocheta e de calitate medie. Sunt îmbrăcați în plastic. Nu un portbagaj prea mare. Da? Pentru o mașină cu tracțiune spate, iar eu știu că e o problemă la... Da, da, uite, A4, 480 de litri, seria 3, 480 de litri, asta are mai puțin un pic. Da. Tot pe acolo, tot în zona aia. Dar fii atent. Se închide ușor. Că e ușor, da. Păi, apropo, aripi și uși de aluminiu. Fii atent. Eleronul ăsta așa frumos desenat. Asta e una dintre cele mai, și nu vreau să spun cuvântul frumos,
Dar una dintre cele mai bine echilibrate mașini din punct de vedere estetic. Proporțiile sunt asta, foarte bune. Asta vreau să zic, și la mașina asta îi ierți de defectele astea pentru cât este de frumoasă. Și cred că și cum trebuie face să te simți înăuntru. Singurul unghi din care mașina asta nu arată bine e ăsta din spate. Pentru că vezi bara asta de plastic nevopsit care acoperă evacuarea. Evacuare... La vedere. Păi la vedere, dar uite, vezi terminația asta de metal e falsă, pe când asta ia, e evacuarea reală. Știi? A, da. Și mi se pare prea butucănoasă. Puteau să implementeze ceva mai frumos. Puteau. Pentru că țava asta pare că a fost... Știi cum sunt arterele? Da. Acoperite de grăsime. Știi? Te uiți. Așa e și asta. Ia, apucă-te și dă notele pe acolo, hai. Rugină. Lasă că rugină nu. Ce rugină nu, mă? Nu văzut rugină acolo. Lasă-mă că are șuruburi, rugină pe elemente de caroserie. Nu are nimic. N-are ce zi să aibă. Dă la prima rubrică, la... X. Calitatea asamblării. La interior. Nu, nu. 8-7X. Calitatea asamblării. Să ne mutăm la interior atunci. Știi ceva despre motorul ăsta? Că eu nu știu. Eu o luam pe motorul. Ce tu o luai pe motorul? E motorul lor, făcut pe benzină, e modern. Da. Injecție directă, bănuiesc? Injecție directă. E pus cumva și pe Jeep? Da, e același, dar e puțin modificat, adică nu e fix același. Cum am aflat că e varianta de 200 de cai putere? Da, eu nu mi-ai spus ce motor are. Motorul lor. Care arată totuși, după 5 ani și câți kilometri are? N-are mulți. Nu știu câți are. Nu vedem nimic pe aici, ne la locul lui. Nu vezi? Ia uite. Bă, mă uit pe motor de scurgeri, știi, că da, toată lumea zicea, domne, Alfa Romeo, curge tot din ea. Vrei să știi ceva? Ăsta nu are reputație de motor prost. Adică ăsta e un motor italian pe care l-aș lua până și eu. Mă rog, hai să ne uităm pe la interior. A, cutia e 8ZF. Da. Tare. Vasul de expansiune acoperit. De fapt, stai mă puțin, că ăsta e de servo. Ăsta e tot 4 de servo, da, ăla e vasul de expansiune. Două circuite de răcire. Trebuia cântat puțin aici ca să aflăm detaliile tehnice. Nu, e un motor cât de cât modern și unul care și-a dovedit calitățile. Dar, na, nu poți să-ți iei V6 decât dacă ți iei varianta quadrifolio, știi? Ce mă, nu se închide capota? Nu s-a închis capota. Deci ăștia care repară mașinile, gata? Prin alte țări mai e un pic de învățat meserie. Mă rog. Hai să ne uităm pe la... Ce trebuie să ții minte în felul următor? Eu vreau să facă, deci chiar dacă au băgat mulți bani în platforma asta, Alfa Romeo, Fiat, whatever, Fiat Chrysler, cum vrei să spui, FCA, Stellantis, n-au atâția bani sau n-au avut atâția bani la vremea respectivă să bage în mașină cât a avut BMW în seria 3. Adică asta se vindea la, nu știu, 90-85% din prețul unui seria 3, dar nu este 90-85% din mașină în ceea ce privește calitatea totală. Că se conduce mai frumos, asta e altă chestie. Da. Că are un șasiu bine pus la punct, asta e altă chestie. Dar per total... Per total, într-adevăr, e greu să-i bați pe nemți la detaliile astea, la calitatea asamblării, la lufturi, la materiale, la cum se face mașina per total. Okay. Da, îi poți bate foarte ușor prin emoții. Asta e alt clișeu cu mașinile italiene și emoțiile lor. Ce zici să-și mă când te urcași în ea? Că e ce trebuie. Păi aia ce înseamnă? Că ți-a produs o emoție în câteva secunde. Da, adevărul ăsta e. Vezi că poate să-ți producă și, știi că motoul lor e la mecanica de la emoțiuni. Poate să fie și la mecanica de la palpitațiune. Hai să ne uităm puțin pe la materiale. Vedem că o să fie materiale moi. Da. Ăsta, deci pierd, vezi chestia asta? Îl văd. Mă rog, vreau să spun că materialul ăsta de aici, care e pus pe mâner, da, pe cotieră, cum vrei să-ți spui, ăsta e BMW. Adică e foarte apropiat cu ce scoate, cu ce pune BMW pe mașină. Da? Plasticul ăsta, în schimb, și butoanele astea ceva mai ieftinache, astea sunt altceva. Plastic tare, necapitonat, da. Grilele frumoase de la Harman Karton. Dar e metal? E metal. Și metal, mă. Ba nu. Nu, ăsta chiar e metal. Ce să zic? Că mi-am ras unghiile. Din nou, și la interior compensează prin frumusețe calitatea plasticului, de exemplu. Hai să-i punem o la valiere. Îi punem acum, îi punem.
Ia, hai mă, să vedem, se mișcă scaunul. Ia, du-te pe partea cealaltă. Băi, nu se mișcă, dar câți kilometri ce are mașina asta? 60.000, ceva de genul. 60.000? 50-60.000. Uite și tu. Am văzut acum. Uzură la piele pe 600. Și asta nu e piele reală. Puf. N-are cum să fie. N-are cum. Ce notă dăm la interior? Că e un pic greu. Îți eclipsează orice defect le-ai găsit, eclipsează prin frumusețe. Da, dar nu, frumusețea nu e totul, înțelegi? Mașina asta excelează și excelează la capitolul... Frumusețe. Nu, mă. Și frumusețe, dar dinamică. Asta e... Au, metal. Bă, eu i-aș da un 7. Eu i-aș da un 7, raportat la prețul mașinii și la da, pretențiile de premium ale ei. Da. Dă un 7 și următoarea rubrică ce este? Uite, ai dat 7 la BMW 92. Da. Următoarea rubrică este tapiserie scaune. Asta e un 5 cu felicitări. 5 cu felicitări pentru că nu are voie să se rupă lopa 4-5 ani. Da, și scaunele. Ce atât de puțin. Adică, ok, înțeleg că scaunele confort, whatever, știi, electrice, da, dar, nu știu, poate un mai mult suport ar fi fost bun, mai ales în zona umeri, știi, nu stai rău în ele, dar nu e nici ceva extraordinar. Ce mai avem? La proba de pe loc. După aia ne înjură lumea, ce că suntem răi. Hai, lasă, că nu va face nimeni lucrurile astea niciodată. Da, le facem noi. Da. Uite, țâmburuș, dar n-are electrocrom. Bine, e varianta de bază, dar totuși, piele. Da. Un sistem de infotainment care n-a fost... Stai că-l vedem în mers. N-a fost actual nici când a apărut. Știi? Da. Știi? Totuși, de... italienii pe electronică nu au branduri. Spre deosebire de germani. Apropo, mai există Blaupunkt, Telefunken, Grunding, ăsta? Ce, ca firme? Da. Da. Și ce mai fac? Cred că bine, nu știu. Da. Mă rog. Zi notele, hai, că trebuie să mergem la plimbare. Plastic. 6. 6, de neași. Pentru premium, nu. Ergonomie. Asta o vedem un pic în mers. Stai să mă urc în spate. Fă-ți ca... Bine, nu e bine să-l faci pentru tine, dar hai. E pentru tine? Nu. Eu n-ajung la pedale. Atunci lasă-l așa, pentru că, vai cât este de tare bancheta asta. E tare? Foaie de scaunele cadă. Zmoi în față. Ia să te urci în spate. Stau în spatele, uite, și scaunul este mult în spatele montantului. Da. A? Stau. Ia urcă-te popa în dreapta. Ce? Urcă-te în dreapta, să-mi spui cum simți bancheta la primul contact. Doamne, mi-aduce aminte de... Deci... Când au făcut ai mei casa și ne-a spus pe mine nu mă interesează cum faceți casa, ce mobilă luați, ce aia, i-a spus numai că doar i-am cel mai moale pat pe care îl găsești. Dacă... Și știi ce facem acum, nu? Ce? Urcăm pe preda în spate. Da. Pe bancheta asta. Pe bancheta asta, de ce zice, fiară, fără să-i spunem, știi? Fără să-i spunem, exact, da. Ei, și m-am dus să văd, știi, a fost casa aproape terminată, mi-a zis mai că hai să vezi patul dacă e moale, știi? Și seama, crezând că e moale, am sărit în el, știi? Să mă înfund în el. Deci, bă, fiar, și nu era pus să saltea, era doar blândile. Nu, era pus cu saltea cu tot. Cu saltea cu tot. Așa s-a, așa. Deci mi-a bancheta asta, jur, cât e de frumoasă pielea. N-am văzut în viața mea o banchetă atât de tare. Și nu e nici măcar economică. Renault Megane. Da. Își merită altă notă. Deci, efectiv, și nu e nici ergonomică. Și nu e nici ergonomică. Ba e, nu stai rău în ea așa. Eu stau foarte rău. Mie îmi place cum stai așa, nu știu. Dar e foarte tare șezutul și spătar așa. Dar ce-au pus, mă, ea? Mi-au pus... marmură de Carrara. Doamne. Carrara e în Grecia, nu în Italia. Ce să fie? Cariera de la Carrara în Grecia sau în Italia? În Italia, cred că e. Nu știu. În fine. Hai să ne primăm cu anul și pe preda. Ai mai văzut în viața ta tetieră mai mică decât asta? Ca să vezi pe lunete. Ce să vezi, mă? Că puteau să implementeze sistemul ăla, știi, de la Volvo, să-l dea un pic în... Hai, bă, că ești rău, popa, ești rău. Bă, unde ai mai văzut tetieră mai mică decât, e mai mică decât mâna mea? Da, dar uite, are două USB-uri aici. Care, mă, două? Uite, unul mare, unul mic. Unde vezi tu, mă, unul mare și unul mic? Bă, ești tu orb? Nu, acolo scrie doar USB, nu e... Da, eu sunt orb. Da. Mă rog, hai să mergem de primul, pe Roberto. Hai. Și la treabă, hai. Hai, domnul Preda, urcă la bord aici în... Domnule, stai cu admiram pe din afară eu. Las cu admir după aia. Mamă, ce frumos stai aici, cât de jos. Stai jos, dar fii atent, e foarte tare.
E bancheta tare, dar... Deci eu când mă așezai cu ea, zic că Renault ăla Megane nu mai merită să-i se spună că stăm pe bolțari. Deci bancheta mai tare ca asta, eu n-am văzut nicio mașină. Păi e tare, dar acum, vezi, ca să fie moare, trebuie să fie mai înaltă și automat, ia uite. Pune centura automat. Automat, ia fii atent. Dacă asta să fie mai groasă, asta uite cât te ridici în sus. Vezi? Fii? Și iar nu e bine. I-au zis să aibă loc. Popa, dar ce consum avem în bord aici? Asta e una dintre cele mai mari necunoscute la Alfa Romeo. Adică? Consumul? Nu. Cum ajungi acolo? De meniu aici. Nu l-ai pe volan, ca la mașinile normale. Așa. Hai să vedem consumul. 14.5. E bine. Pe bune? Da. Fai de cap, mă resetează. Deci știi ce încerc să caut? A, de aici se face. Și pe ultimii 1800 de kilometri, 15. Bă, popa, mai am o dilemă. Vezi. Deci de aici pornește aerul condiționat, așa, da. Și acum îl oprești. Eu vreau să mergem cu ea pe ventilație, pe temperatura de afară, o bage sus, jos și la picioare. Acum e doar sus. Păi de asta vreau, așa. Bun, de apreciat că bagă sus, jos și picioare, ceea ce multe alte mașini prezent bagă doar geam, picioare, față, picioare și sus. E? Yeah. Dar nu, stai, dar nu stai rău în ea, să știi. Deci nu stai deloc rău în ea. Schimbătorul copia de la BMW. Bă, dar în ciuda scaunelor care sunt moi, da. Și așa, fel de taburete, dar mai moale, așa. Așa. Nu știu. Poziția la volan e bună. E foarte bună. E bună, mamă, cât de bine se conduce, vai de capul meu. Hopa, n-am auzit bine, poți să repeți? Da, cât de bine se conduce. Domnul Preda, ia vezi, domnule, la ce rubrică suntem în tabel acolo, vezi că suntem sub tabel, că nu mai observăm, da, scris. Am observat. Ia vezi, la ce trebuie să dăm niște note pe acolo la ea. Bă, sunt la ergonomie, stabilitate. Deci, efectiv, nu la ergonomie acolo. Nu trebuie să merg pe cutia automată, deci, nu, mașina asta nu, dynamic, manual, n-ai cum, altceva. Lasă-mă pe mine să decid eu totul. Wow. Ha, papa. Ceva spune că uneori joci un rol. Ce rol? Joci un rol în clipurile astea. Nu te lasă să pleci. Nu lasă mașina. Cu sistemele pornite nu pleacă de pe. Dar n-aud că vrei să scoți un sistem la ea. Nu. No. Ba, cum e. Bă, stai puțin. Înainte să începi tu să pilotezi, de adevărat trebuie să-i dăm o notă la ergonomie. Mie îmi place interiorul ăsta și totuși sunt lucrurile la îndemână. Ai văzut clima, am nimerit-o repede. Buzunarele la uși sunt un pic cam mici și necapitonate. Dar scaunele, mie îmi place cum stai în ele. Vreau să nu intrăm în polul ăsta. Popa, la pivesc că ți-ai popa. Bă, știi ce nu-mi place la ea? Frâne. Pe bune? Da. Par prea moi. Bă, la ergonomie eu aș da 9, îmi place, să știi. Eu aș da 8. Da, e Robert 8, să fie cap 8. Scrie cu 8. Păi știi că eu am problema aia cu 8. Fă-i infinit! Bă, cum v-ați făcut rând, mă, voi, de durați direct 8? Că nu știu eu să-l fac. Ia uite și tu, bă, ia, bă, mai pot eu să scriu. Ce ai, bă? Ceasurile astea. Clasice, analog. Bă, nu pot mă să scriu. Umbrița albă, frumos, mamă. Ia uite ce-i dă, bă, fii atent. Ce flăi? Ești direcția atât de ușoară. Exact cum place mie, știi că dacă e s-o... Și e pe dynamic. Și pe dynamic. Dacă e s-o întărești artificial, o întărești degeaba. Știi? Așa că ai un pic de feedback acolo, un pic, dar să fie ușoară. Și, mamă, deci e... Bă, dar asta mai mic, nu puteam să-l fac. Nu puteam. Și am impresia că Apple CarPlay au pus foarte târziu pe el. Deci cât e de frumos integrat în bord. Zici că e efectiv e din bord, că nu are nicio treabă, că e... Și e... Mă rog, Alfa Romeo, da. Hai de capul meu. Deci cum am trăit eu atâția ani fără să conduc o Giulia? Asta e prima mea Giulia, am condus 4 stagioane. Și... Dar... N-am condus din asta. De bă, popa, trebuia să vii aici. Bă, cât de frumos. Și asta e versiunea de bază, adică nici n-ai nevoie de... Versiunile mai... mai puternice. Și încă o chestie. Cu jante mai mari și cine și ia mașina asta cu tracțiune integrală e fraier. Pierde Fanto Drive-ul. Bine, nu se mai că și aia e Fanto Drive, dar e mai grea, alt echilibru.
Incredibil, volanul subțire cu decupaje, e perfect. Deci volanul ăsta este perfect. Da, e... Se bate cu volanele de Porsche. Baterele, da? Și butonul de start-stop e pe volan. Pe da. Butonul de start-stop. E... Deci fii atent aici. Baterele metalice, reci. Click-ul este perfect. Ai și feedback sonor. Și cutia răspunde suficient de rapid cât să nu te deranjeze. Roberto, cum stai în spate? Cum te simți? Dumne, mă, cam, e bine cu centura asta, îmi place cum mă ține. Bă, ce direcție are. Ia uite și tu, ea. Aici nu mi-a plăcut, să știi. Păi da, am avut și mică. Las-o mai încerc, asta e aia de ne-aruncă pe contrasens. Și aici nu-mi place. La hopuri, în curbe, sare de... E moale. Reglată de... Are și jante mici cu anvelope de iarbă groase. Și asta e. Dar vrei să știi ceva? Seamănă foarte, foarte mult la suspensie cu un N90 standard. Serios? E mai moale, bă, dar se simte exact ca un N90. Trebuie să-mi merg cu ea, neapărat. Neapărat. Uite zoaiele cum vine. Bă, dar echilibrul mașinii și direcția, deci nu se poate așa ceva. Ce ai, bă, ar vrea BMW să aibă așa mașină. Zici? Da. Ar vrea. Dar îmi dă... Eu din, de aici din spate o simt... Un pic. Că nu prea instabilă pe spate. Dă să fugă de spate, da. Adică cred că poți face niște drifturi, că nu... Da, e bine. E bine pentru cine? Hai de mine cum se rotește. Știi care e chestia? Anvelopele. Lasă-o mai încep, opa, că ești în localitate. Nu mai contează. Anvelopele sunt cele care... Nu mă contează! Fii atent că e îndrăgostit. Spuneai că cu mașina asta merge mult. De capul meu. Bun, nu avea materialele. Nu avea lufturile. Dar nu știu, cred că cât e în seria 3 G20, nu? Da. Bine, asta se bătea cu F30. Da, e cum 2015 cu F30. Dar cum făcureți voi de băgare, să înghețară picioarele? Dă drumul pe aerul condiționat. Vă pupă, lasă totuși mai încet. Stă de stat, adică nu sare de pe drum. E moale, dar nu sare de pe drum. Eu, uite, și tu, nici nu mă așteptam să meargă asta așa. Dar de seama cum merge cu 280 de cai? Lasă, că mergi cu ea cu 510. Da. Sunetul e bun. Și motorul trage pe toată. Nu se plafonează, uite și tu. Și frânele? Alea puteau fi mai ok. Oh. Are niște frâne foarte moi. Foarte moi și nu-ți dau încredere. Wow. Ia lasă-mă și pe Robert la volan, mă doare capul puțin. Hai de capul meu, ce mașină au făcut ăștia. Deci asta, deci uită de Brera, uită de 159, uită de Spider, uită de orice. Asta nu mai are nicio. Ia lasă-mă să merg eu pe virajele astea, că merg eu până sus și nu mai ne întoarcem o dată și mai merge și Robert odată. Să văd că nu sunt foarte... Dă-te jos, hai. Da, hai că... Sau vrei să mai mergi? Las că merg după. Hai mai mergi, hai mai mergi, mai dăm o tură, mai venim odată. Hai că fac... Îi dăm băiatului bani de benzină. Miroase a pizza prin ea, da? Okay. Cum să miroase la pizza, ne ce e nebun la cap? Da. Nu miroase a pizza. Nu te lasă să... Și pe manual nu ți-o schimbă. Deci 6000 lighea roșie, da? Cât de... Deci se turează ca o aspirată. Oh, las-o mai încet. Ce? Bă, las-o mai încet, popa. Nu vezi că ăsta merge cu 40, eu tot cu 40 merg. Da, 45. Ce frumos face. Da. Auzi, dar dă-și tu aerul ăla mai încet, că mi-e țară mâncă. Gata, hai imediat. Wow, wow, las-o! Bă, că ăsta merge chiar... cu 60, merge și eu cu 65. Ori 2. Chiar merge mașina bă, asta. Bă, merge, deci pe bună pentru 200 de cai, e wow. Vezi, împărțirea greutății, chestiile astea, de acolo îi se trage. Cutia de viteze foarte bună. Vrei să știi ceva? Ea nu trage violentă, trage bă, pe toată plaja. Uite, 2000 și un pic, ea trage. Știi? Te duci în 5000, ea trage. Nu se plafonează. E ceva mega, mega. Și se simte mică, se simte ușoară. Ce pentru... Iar seria 3 nu se mai simte așa. Lasă-l să se îndepărteze puțin, că îl vei prinde iarăși. Oho, ho! Asta
asta, o știu de când mergeam cu BMW-ul pe aici, că la... Făcut la fel ca BMW-ul aici. Da, făcut la fel ca BMW-ul. BMW-ul, simplu, ești în curbă de dreapta, în urcare cu un dâmb și mașina o să-ți facă așa de... de făcut la fel. E bine. Se face un pic așa de păr, știi? Ăsta săracul cu Volvo-ul lui, eu cred că merge tare. Lasă-mă omul în pace, nu mai presa din spate așa. Nu-l presezi din spate. Oh, nu. No. Oricum, uite, ai mai prins o mașină lentă. Aia din față chiar nu poate să meargă tare pe mirajele ăștia. Citroenul ăla e aventură să meargă tare pe aici. Da. Ce triple are Citroenul ăla, zici că e cu față încă. Băi, bă, dacă loc ai, nu? Ai. Loc? Păi dacă nici când conduce Luci n-am loc. Bă, mă, ce manevre face la popa. Mă. Pe românește așa. Mânește. Bă, dar o mână, bă, ia. S-a pusă pe ea, îi amintește de BMW-ul lui. Ce BMW-ul ai avut, domnule? E 90. Alergai tu așa cu el. E 90. Și mai mergeam pe aici, după ce viteză medie am avut eu pe aici de la de sus până la... Ia uite cum îi ține rolul la roata. Când ia viraj de pe colț, un pic îi mai ține cauciuc pe stradă. Ia, bă, ia. Bă, Nea Mihai, bă, stai, dacă îi dai o mașină ceva ta. Puternic, te spulberă. Ca ta. Mă face, mă, de cred că nu mai dau seama ce mașină am. Zic, bă, vreau, dacă vrei, putem filma. Eu am dormit toată viața, cum iau, uite cum fuge mașina mea. Putem filma și episodul ăla astăzi. Nu, că întreabă, mi-e foame. Hai, mă, și în sus, hai. Hai, și sus, hai. Hai, tu-ți faci damblalele, pentru că merg și eu pe urmă, stai liniștit, mă aduci înapoi. Fantastică mașină. Dar cum fuge evacuarea? Da. Ia uzi. E un blad, aia nu e? Nu, e rău. Dacă avea un sunet mai gros, așa, o, să te și... Să știi ceva, SP-ul e surprinzător de dur, adică, dar nu neapărat SP-ul, că n-a fugit. Mâță neagră, nu, mă rog. Adică controlul tracțiunii nu te lasă deloc să te joci cu ea, chiar și se simte că e prezent acolo la orice... Bă, când dai să schimbe, schimbe. Bruscare. Fii atât, uite cum virează. Calco! Nu, acum, de acum. Echilibrul e ceva... Tracțiunea spate poți să o calci înainte, că nu ță, nu, asta oricum eu va tăia dacă rupe, știi? Da, dar nu, ideea e să accelerezi eu când cred și când un vreau. Biciclist și un E90, E46. Bă, văzuși? 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 Bă, dar merge mașina asta, bă. Domnul Luci, când mai vii, domnule, că mi-o place cu dumneata? Te-am velopele proaste, dar ales. Îți? Oh, oh, oh. Oh, bravo, bupă, bravo! Dar intra SP-ul, nu? Ba, intră, intră. Intră, a? Intră cu controlul tracțiunii mai mult. Hai să luăm audio, ce să mai scoatem tot. Fă, pora știi cum sare pe aici. Tu asta că nu creșea Robert cauciucuri Michelin, după ce 2000 de euro și ceva pe ele, atunci. Atunci da. Atunci da, da. Cu ăștia. Nu vine lui Popa 1000 de euro și nu ți-i cauciucuri. Popa, dacă vrei să ne plimbăm cu ea, ia tu cauciucurile. Eu vin cu mașina și tu cu cauciucurile. Pare asta. Eu nu, sunt curios de dacă, câte ori ține să merge așa cu ea. Dacă n-ai cauciucuri șmechere, nu merge să te, să te hazard. Eu știu, patinează în continuu. La mașini din astea cu putere și cu tracțiune șmechere, nu merge să te hazardezi pe viraje, pe chestii din astea aiure. Băi, incredibil. Alfa Romeo. Mecanica de la emoțiuni, de adevăratele. Să nu-i dai în gură, că poate înghid duza asta de cola. Știi cum? Știi care ar putea fi? Știi cum ar putea fi reclama, nu mecanica, faliment prin emoțiuni. Plafonează înainte de 6. Bă, dacă se duce... Așa pe drept nu trage. E ca și când ai mânca unt, atât de... lină e. Aveți că la viteză avem un zgomot de oblinzi, de frunz, o era de oblinzi, care e prezent în habitatul și că să vrea premium și n-ar trebui... Luciano Venturotti. Apropo, știi că mașina a fost lansată pe melodia lui Bocelli, Nesundorma, în 2015, atunci la lansare, sau în 2016. Ce ură e la viteza asta. Da. Dar e bine, la viteze mari, e bine setat. Adică nu te țopăie și nu te bălângă. E bine, bine setat, stai drept să bea. 5, 4, 3, 2. S-au pus răvoarele. Pe frânare asistent la frânare de urgență. Ca la Fiat și ca la Abarth. Hai, cine trece? Trece Robert. Oricum nici nu mai vine să merg.
Mergem ușor, noi mergem la plimbare. Opa. Ia fii atent, dai, pune. Ia. Dacă face ca la bebe. E aceeași cutie, n-are cum să nu fac. Nu, e fenomenal. Ia un microfon cu tine. Foaie de capul tău. Păi frânările astea nici nu prea sunt făcute, vezi? Ce? E stat o mașină, de-aia nu prea frânează. Bine. Mamă, cea, bă. Hai, na, Robert. Păi stă, mă, că arde tot, aoleu. Păi și eu ce fac? Bă, da. Ia uite și tu, bă. În viața mea scrie airbag, da? AIR cu un font și bag cu alt font. Bă, da, uite la toate e așa. Da? Dar și airbag nu, e, nu, airbag nu sunt două cuvinte, e un cuvânt compus, dar e un singur cuvânt. Bă, da, desfă și mie ce are locul să deschizi eu geamul o țără. Ia vezi. Ți-am niște aer. Ce gata. Tu mi-l deschizești mie? Păi, da, mă rugași? Zice, ia mă, să-l las omul, să nu mai stai cu oarele mele. Bă, cu mașina asta, Robert, mergem înapoi la spital. Colo, ca să merg și eu cu ea. Gata, domnule. Gata, domnule. Ia uite, ce spune acolo? Ce zice? De mână. Ce zice? Delicate. Nu știu, e pusă, frate, mă. Nu, e pusă, e trasă, e că o trasă eu. Dă-i unde? Price break metal. Ia uite. Ia zi, nu. Cum, dă-i în drag. Să știți. Ia vezi, mă. Știi că Alfa se zice că era mașina cu cel mai mare diametru de bracaj. Ia să o vedem, bă, ce zici. Hai, bă, că nu ești. În ce mod suntem aici? Nu știu ce făcut. Tânărul Popa. Tânărul Popa. Cum ți-o dau? Pe normal, pe auto, pe ce vrei? Dinamic. Iată, da, să da, vedem pe dinamic. Ultimul volan. Băi, mișto. Deci, nu o fie, că mai are niște lufturi pe acolo, pe acolo, bine, a fost și un pic atins în față. Da. Dar e frumoasă, da, foc. Pentru mine, fii atent. Deja a început să mă doară genunchiul de... Hai de capul meu. Jur. Uite, ia pune mâna. Hai să facem schimb de doze, că era să beau din alu Robert. E tare dunga asta de sus și încoace e moale pe lungă. Și aici la fel, ia uite. Băi, Volkswagen, păi, ascultă Dacia Spring. Păi nu, aici e tare, aici e tare. Și dunga asta de la volan, iar e tare și doar degetele de la ea. Adevărat, nu zic. Bune. Dă-mă de la volan. Uite asta. Luați-vă, mă, pasat, no, să fie tot de moale. Nu ții mâna atunci acolo, ți-o ții perfect cum o țin eu, ții mâna la... Luați-vă, mă, pasat, la 91 sfert. Totul moale în el. Eu la mine nu-ți pare că trage. Vine asta cu A4 din spate, uite cum vine avionul. Nu vine, lasă, că nu ne prind. Nu vine. Și stai, te vezi, nu, cupa, îi place cum stai, mie nu-mi place. E scaunul la maxim de lăsat jos și mi se pare că sunt cu capul în plafon. Păi facem manevra și la sus. Nu merge. Mai ai loc să pui o doză deasupra capului. Ca la BMW, de ce nu se ridică dacă tot au luat de la BMW multe? Să tragi de dunga aia, să ridice șezutul ăsta, e foarte scurt. Mie îmi place că e foarte scurt, că eu am picioarele scurte. Pentru tine? Da. Dar pentru mine, uite, aici n-am niciun suport la picior. Păi n-ai. Și abia ai la... E tare și asta, auzi să vezi tu, Mihai. Știi? Cât e tare. Noi am văzut, adică nu e la nivelul lui seria 3. Seria 3 un etalon, poți să-i spui, e mai, ca seria 3 nu sunt mașini. Bă, dar dar asta compensează prin altceva, părerea mea. În primul rând, ai o frumusețe de nu ai la... O dragă de frumusețe. La prea multe mașini. Ui. Wow! Wow! Bă, vezi că ți se dusă lichidul de parbriz într-o parte, că nu mai... A, dar unde e domnul cu Audi din spate? Bă, a, e două viraje mai în spate, nu ziceați voi că vine tare, că face... Eu așa mi se pur, că vine clar pe mine. Da, 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 pe linie dreaptă, ce să vrei? Nu vând de acolo din pădure. Ia uite, lua acolo, apare și el. Bă, nu e o mașină rea Alfa asta, deloc să știi. Deci... Nu e, n-ai de ce să... De mine, dar nu-mi place poziția pe bune. La scaun, îți zicei, ăștia, mă dor, o să... Așa, ăștia pedalele, padelele îmi plac mult de tot, forma și metal. Și sunt foarte mari. Le iei din orice poziție. Bine, Audi, bă. Habe că ne prinsă, bă. Păi da, mergi cu 30 la oră. Lasă. Mergi la consum. Ca la pește, uite așa, eu așa mă drog. Ai fost cu Audi la pește? Da. Și ai luat ceva? Nimic, zero. Da. Trâmbătorul ăsta pare de jucărie. E tare. E tare, n-are da. N-are nimic de piele. Apropo, da, cu cât e mai scump, nu e mai scumpă ca seria 3.
Nu. E și un pic mai ieftin, am impresia. Și un pic mai ieftin, și aveau niște reduceri la ele, pai de cap, nu puteai să iei o 4 stadioane din aia, la 70.000. Da, adică și îți luai un 320 de full, full. Stat, da. Și M3-ul cât e? Acum M3-ul 100 și un pic. Păi da. Da, da, și 4 stadioane s-a scumpit. Știi? Oricum, fenomenal. Fenomenală, deci un 4 stagioane manual la mâna a doua. Pe motorină? Ei. Ia uite, bă, omul cu Ford de ține cu casa lor, remorcă lor tot. Îmi place direcția, unde o da. Dai acolo. Se duce, da. Bă, nu are... Da, nu prea are roliu, nu prea are tangaj mașina, știi? Doar e un pic țopăitoare, așa. Mai bine țopăitoare, că stă bine pe curve. Ia-o, domnule, încolo la stânga, domnul Preda. Ia, domnule. Bă, unde semnalizarea? Aici nu știu cum e intersecția asta, că pe fiecare trece pe unde vrea. Aduce un pic a BMW semnalizarea. Dar e semnalizarea un pic mai lungă decât padelele. Da. Ia uite cât se lungă. Doi chiar. Trebuie să pare că nu trage deloc. Lasă, bă, tu compari cuplul de diesel cu de Audi A7 3 mic cu asta de 2000. Ia-o și tu așa ușor. Da, bă, da, fiind că trage fiind constant. Asta pare sportiv, de fapt ele sunt sportive, mai sportive ca Audi. Ele... Care are cai în cei mai puțin din serie, papa? Cum adică, benzină sau diesel? Nu, entry level-ul câți cai are? Bă, stai un pic. O țără. O țără. Robi, lasă-o mai încet, rog eu. Lasă-o mai încet, lasă-o mai încet. Cred că, cred eu că are și anvelopele prea tari umflate pe spate. Pentru că mie mi se pare că fuge pe anvelopă, nu fuge ea mașina, știi? Păi adică, fuge pe anvelopă, da, asta zic, anvelopele sunt proaste la aia. Sunt Bristol. Puteai să-ți iei un diesel de 136 de cai. Cea mai entry level, și benzina cât are cei mai puțin cai? 200. Oh, adică wow. Wow. Da. Adică îți cumperi o mașină care începe de la 200 de cai. Da. Începe de la 200 de cai. Pe benzină. Gândeam cu ce să compari șezutul ăsta la scaun. Păi îl chemai, bă, mamă, pe braț la tine. Îl dai jos și faci aceeași manevră. Cu taburetul. Zero, n-are niciun reglaj. Chiar așa ăștia sunt nebuni. Sunt. Iute, nu rugi. Gândește-te că italienii sunt toți slim fit, așa, bea espresso, mănâncă pizza și paste. Fructe de mare și alte chestii. Dar să știi că îți dă un pic senzații ca pasager. E una din mașinile în care simți în dreapta, simți viteza, simți. Aici deloc, zero. Simți mișcările ei cumva așa. Păi da, nu prea simți viteza, dar simți plăcerea de a conduce. Da, da, și direcția e, e foarte fixă și moale în același timp. Te joci foarte ușor cu ea. Câine. Câine. Dar o vară la merge de el. Dar uite, se duce, se duce, se duce, se duce, știi, adică nu... Nu sunt mai ce știu. Ea pare, pe exterior, când o vezi, pare o mașină mare și greoaie. Dar nu e. Dar la volan, e așa, jucăușă, foarte, pare ușurică. Bă, oricum, italienii... Mișcă caroseria bine. Italienii știu să facă mașini și motoare și facă, reglaje, da, și tot ce vrei, nu... Uite, crede-mă, fără niciun fel de buzeală, chiar mă doare genunchiul, colțul ăsta de aici. Pentru că e dură marginea și încolo ai burete. De ce n-au, nu știu. Acolo unde sunt genunchii n-au pus burete. Acolo sunt burete la niște poșete, ce-a mai rămas. Făcut așa, pe colț, ca la tine. La mine e perfect dreaptă. A, e? Las că o conduc eu, că eu nu dau cu genunchiul. Pentru tine, popa, da, într-adevăr, tu chiar ești în largul tău acolo. Da. Oricum, nu poți să stai în, în mijloc la mașina asta. Asta e mașina de 4 locuri. Chiar dacă are 5 centuri de siguranță, pentru că tunelul e atât de mare și atât de gros, nu am văzut tunel așa de gros niciodată. Lasă-o, Robi! Ia auzi, bă, zici, lasă-o, parcă o omori! Lasă-o, nu-i mai da. Da, asta e mișto la aia. Ea nu e, adică ai văzut în cifre, 200 de cai, benzină, se turează, se duce. Dar îți dă senzații și cu cât mergi mai mult în ea, ca pasager, te obosesc senzațiile astea. Știi, te consumă. De exemplu, păi tu stai foarte încordat. Ți-aduce aminte când am mers cu seria 5 aia, 5-4, ce a fost aia? 0, da. Aia nu era așa. Ca pasager, flutei. Dar ce tracțiune are asta? Doar spate. Doar spate? Da. Eu și tu.
Deci anvelopele astea au 4 în ele. Ca presiune. Păi eu asta zic, anvelopele au 4 în ele ca presiune. Nu cred că au. Cred că sunt doar proaste. Ce să zic? Eu nu cred că sunt proaste, Bridgestone. Ia să vedem. Deci, Popa? Da. Aici avem 3 în roțile astea. De unde știi? Păi nu intră de nimic. Auzi, e posibil să fie run flat cumva? Dacă nu scrie pe ele, nu. Dar de fabrică să vină Alfa cu run flat? E posibil, da. Era unde să pună roata de rezervă. Bravo. Ia să-mi spui dumneata mie. Domnul. Bă. Domnul Popescu Mihai. Scaunul e ciudat, într-adevăr. Șezutul e incredibil de scurt. Foarte, foarte, foarte scurt. Da, așa stai frumos în el. Spătarul e în regulă. Spătarul, da, și poziția așa la volan și foarte mișto ceasurile. Dar nu ți se pare caracterele astea de puțin? De. Caracterele astea de pe Turomec nu sunt același font ca la Audi? Nu, seamănă, dar nu. Mie-mi pare asemănător. Unde pui piciorul? Uite, și aia ce dură. Ia. Marginea asta e tare. Ține ăla, pune ce. Ăsta, Luci. Luci pune picioarele pe subiect. Fii atent, el n-are piciorul să ajungă aici, lui stă mai jos. Da. Și lui îi place, a, ce frumos stă. Dar vezi, sunt mașini și mașini, șofer și șofer. Deci vreau să spun că eu în spate stau atât de prost. Deci atât de prost. Mie îmi plac în spate. Așa e și indicatorul ăsta de la apă și de la motorină, de la motor, de la benzină, seamănă cu ăla de la Audi. Auzi, dar mai scrie benzina pe ele? Nu și nici aqua. Giri scrie doar la ture giri, dar la apă și la combustibil nu scrie. Bă, aici tot timpul când ieșiți din palmea să fiți atenți, uitați din dreapta, întâi că tot sar peste, da, peste cămilă și te trezești. Zafire, Golful 4. DNA. Au ce e, Popa? All weather. Aha. Sau auto. De unde fie all weather? Altceva e. Nu. Natural și eu cred că e all weather. Ce mic e torpedou, e o dicte de gloss. Auzi, dă și mie telefonul de acolo. De unde? Da. Că văzui. Cât-s Jonutule? Cât-s Jonutule? Bă, dar e incredibil de agilă. Știi că este cea mai agilă mașină dintre toate cu care am mers. Deci pe bune. Mega agilă. Deci mega agilă, e făcută pe dinamic. Bă, vine de la Advanced, mă, era Dynamic Natural și Advanced. Da, și pe Advanced probabil că ți-o dai, o faci tu, cum vrei și cum nu vrei. Fel de adaptiv, așa. Deci e wow, să știi. Deci, eu nu înțeleg aici la banchetă, la banchetă, deci efectiv, dacă stau drept, cum ar trebui să stau, mă împinge într-o parte mașina și e foarte tare în partea asta. Cât de tare e șezutul, e mai tare aici. Deci bancheta e proastă rău. Dar, ce claxon final. Are claxon de Vespa. Claxonul de... Uite, au lansat acum o facelift la mașina asta. Poate reușesc să-l prind, să-l aduc, să-l filmăm. Poate îmbunătăți ceva. Dar oricum, mă doare în cur de cine stă în spate. Că eu dacă mi-au mașina asta, mi-au manuală și... Da, dar pe bune... O conduc și atât. Singurul lucru care ar merge corectat e scaunul. Și poate nu știm dacă există în altă echipare cu mai multe reglaje și cu șezut. Păi la... Deci atât îi lipsește scaunul. Asta e varianta de bază. Dacă e un Veloce de 280 de cai putere, sigur are alte scaune. Posibil la asta. De altă banchetă nu cred. O combinație de-a lor, să zic, bă, dacă îi pun scaune de ăștia, nu mă interesează, dar așa vrea scaune șmeche, vrea putere, vrea alea, le găsește scaunele confortabile doar pe varianta aia. Și ia omul varianta. Bă, dar cum virează, ești nebun la cap. Păi eu ce zisei până acum? Hai de cap, deci mașina asta știi unde e? Pasatul e într-o parte și e la capătul celălalt al unei linii, așa. Da, exact. Impresionantă, să știi. Nu este să o dăm pe natural, să mergem așa pe virajul ăsta cu ea pe natural, să vedem, ne înclină. Nu, că n-are suspensii adaptive. Da. Nu-și pierde agilitatea, doar că se moaie puțin. Da. N-are cum să-și pierde agilitatea. Eu sunt curios dacă e vreo mașină care să aibă toate minusurile astea de le găsim noi pe aici, să le găsim într-o mașină pe toate. Există. Să aibă scaunul așa cum... Ai uitat-o? Lung, să aibă... Ai uitat-o? Audi A7. Nu, nu, nu. Dar care? Ai la altă. E o mașină care are toate minusurile. Nu e nici sigur, nu are nici putere, nu are nici scaune. Ce găsim noi minusuri pe la ăștia... A, să fie într-una. Să le aibă, nu minusurile.
să aibă și scaunul așa, să fie și ăsta moale cotiera, da. Să fie și fețe de uși moi, să meargă și bine. Să aibă și ăștia unde ții cotul la pus la îndemână, da. Să și meargă ca asta. Să meargă și ca asta, da, și stabilă, da. Și să se ridice, să coboare, să nu cred că există. Să stai pe curbe, să dai pe auto sau pe confort și să meargă așa ca pe apă. Oricum e bine că Alfa Romeo nu s-a, nu că nu s-a stins, nu s-a pierdut așa, și că italienii au investit mult, exact ce zise Luci la începutul clipului, și că au ținut-o vie și o țin în continuare vie. Nu vând ei foarte multe. Dar cu ce Alfa a mers? A, cu aia roșie. Alu tătico. Bă, lăsu pe aia. Aia de cu motor de Ferrari. Da, da, da. Aia, 2.9, da. Cu otru stagion de restelgă. Bă, dar finalizarea asta zici că e de BMW. Da. Nu se oprește, se dă invers de ea ca să oprească. Aia tot împreună. N-ai tu virajul mult. Trebuie să fii cu volanul la jumate ca să o retragă singură. Am lăsat pasă, știi? Doar e impuls. Da. Nu știu, cu mașina asta o să mergem cel mai mult. N-am mers cu nicio altă mașină atât de mult. Și acum o să mă țin de mânere. Mă țin și eu de mânere. Uite italienii, vezi? Ei merg cu costume. Așa că au pus cârlic. Bă, ce mașină e asta, popa? Eu ți săi. Băi, eu sper că airbag-urile la italienii să meargă dacă se întâmplă da, ceva. Da, te-am convinat și atâta, am terminat. Dă-i, dă-i, dă-i. Da, nu, că mă convins să-i. Da. Nu, dar bine. Bă! Bă, impresionant, să știi. Zi de pasat acum. Da, ceva. Recu de pasat, mă, mă plec mâine cu el 800 de kilometri. E bine. Ia da. Cum era să pleci cu una de asta. Dar să-i scăm, dar pasat-o bine. Bravo, da, și consum. Dar oricum și asta dieselul de câți care are 2.2, 197 câți are? Care și 2.2 ceva. Au fost variante 150, 180, au fost. Adică 136. Nu e de aruncat. 190. Da, într adevăr, benzina e fun to drive, că e motor ușor și de acolo vine agilitatea, dar nici dieselul nu cred că e departe. Mai zbicește-l și tu pe Luci cum te zbici el. Eu n-am treabă, mă. Te cu el în cur. Da, mie nu vine să cred cum mașina asta. Cum este pe auto, popa, cu cutia în drive? Ai văzut așa ceva? Eu nu trebuie să dai pe manual. Nu, mie nu vine să cred că eu, adică mă mici dicolo acolo și toate astea, botul mașinii se duce pe traiectorie, știi? Adică nu e impresionantă și din spate. Într-adevăr, bancheta asta e oribilă, asta dar rest... ce trebuie să faci la mașina asta? Să fii foarte atent cu roțile, ce pe cauciucuri aici, să te joci un pic cu presiunea, să o înveți. Mai ales Sport 4S-uri. Ea are Bridgestone acum. S-a lansat acum Bridgestone Turanza 6. Și nu m-au chemat. Deci aș mai vrea să mergem la plimbare acum, gata, că nu e convinsă, că nu e să-i ceri putere, ai de unde să-i ceri și fan și chestii din astea. Acum mergem așa, blând. Mergem blând. Știi, ți-am zis că seria 3 aia de Subaru era nouă, de avea 1000 de kilometri. Da. Mai puternică ca asta. Da. Dar era fadă. Da. Nu era vie. Nu. Păi asta, asta e un E90 modern. Așa e, E90 modern. E un E90 modern care poți să o pilotezi. Păi, loc la picioare e. Măcar atât. Înțelegi că, într-adevăr, scaunele le simți aici lipsa bucății astea de șezut pentru culpe. Dar nu-mi par să te obosească așa, știi? Sunt bine integrate în mașină, să vede că sunt făcute pentru mașina asta, nu pentru... Uite, na, eu cum stau acum pe scaune, uite și eu cât îmi acoperă. Păi și ăla de Passat se duce mai mult. Și ăla de Audi deja, abia așa, cu scaunul la maxim în spate, cu picioarele întinse, îmi ating și mie pulpele pe... Ia uite câtă coloana vine, de unde vin mă totuși, de-a plecare de la țară? Bă, dar mie-mi căzut cheia de la dubă pe jos. Ba, mă, la șofer. Pe bune? Da. Pe caută-ți-o. Că nu, la șofer. Și dacă căzut jos din mașină prin vreo gaură? Dacă căzut din mașină. Bă, pe aici nu e, popa, eu nu văd. Pe sub scaun, trebuie să fie. Îi dăm scaunul jos. Hai că ne uităm după. Ia vezi, Nea Mihai. Întoarce. Da. Întoarce-o. Întoarce. Nu, șinele la scaunul ăsta e la scaunele astea sunt sus, foarte sus șinele. Da, adică ai loc. Dacă las scaunul jos, nu mai plec în față. Trebuie să ridic un pic mai sus să iau în față. Da. N-are loc. Italian style. Mamă, dar rău, bă, rău.
Nota la scaune pe bune dacă nu aș da 2. Trece popa pe tabel minus 2. Pe bune dacă nu, n-ai cum. Pe știu. Bune de nu cred că în Lugan stai mai bine. Fără nicio supărare. Ia, stabilitate. Nouă, chiar 10. 9 sau 10 zi? 10, 9,5, bă, nu fi chiar așa în blană. Confort. Că nu ai mers cu a 7, ca să vezi. Confort 8, 8, eu dau 8. 7, 8, așa. Da, da, dacă iei să pui și scaunele, nu. Nu mai ajut 6, 7. 7. Feedback 10. 10. Frâne 8. Eu aș da 7. 7, chiar da, da, da. Zgomot în mers 10. 9, ce 10? 10? Ce 10, mă? Pe șuier. Nu, noi tu nu spui pe șuier. Bine, mă, 9. S-aude și evacuarea din spate. A, evacuare te zicea. Trebuie să audă. Păi da, dar nu s-aude. Bine, mă, dați cât vreți voi. Hai. Eu îi dau 8. Nu mai filmează drumul, Robert, că ia ce film, te ia oamenii. Eu așa, eu mă uitam pe gaură asta, cât vezi încolo, pe aici, n-am pus și nimic. Până și Duster-ul, dacă te uiți, are niște romburi acolo, să nu... Să, pe bune, să nu sară vreo muscă în ochi. Asta pe bune, dacă n-are nimic. Zgomot în mers 8, hai. Putere cuplu. Asta putere cuplu are 200 de cai. La notă, dăm nota pe consum la câtă putere are, ca da. Chiar sunt curios ce notă. Bă, și la tapiserie scaune am dat 5. Hai. Da, pentru că sau de la șofer are un defect care n-ar trebui să-l aibă la kilometri ăștia și la ani ăștia. Anii mei minte nu are. Uite, bă, cum eu dăm omul ăsta autorizație să intre el din curbă aici, da. În curte. Ia spune tu mie, când vine unul cu o dubă. Să nu intre doar el, să nu intre un camion ceva. Păi n-are cum să intre, că când iei curba asta, tinde să te arunce către exterior. Dar cum dacă el intră cu un tir sau ceva noaptea, sau cu o dubă, cu o platformă? Semnalizează din timp. Ce semnalizează, mă, trebuie să aibă 2-3 persoane, unul jos, unul sus. Tot este posibil, domnul Preda. Tot, orice este posibil. Ia uite golful, cum se lasă el așa pe o parte. Nu mai are nici asta amortizoarele noi, golful. Ce să mai asta merge, atâta mai are. Asta dacă e stins, ai impresia că e dita mai asta de mare. Da. Asta e foarte ciudată chestia. Dar nu poți să-l stingi? Păi stinsă-și. Uite ce mișto e așa, vezi? Așa, zici da? Că e tot ecran și când îl pornești... Surpriză. Îți ai făcut surpriză. Și nu se face mai mare? Nu. Era mișto să-i fost tot ecran. Păi să vină asta până aici. Harta. Ia, da. Dă-te la navigație, dă-te la option navigation. Nu mă mai duc, mi-e greu să mă dau jos de aici. Mai avem de, not, de dat doar nota pe consum putere, nu Coco? Da. Eu, consumul o să fie 20. Ia să vedem când, după ce terminăm filmarea, cum se aude music. Mm-hmm. Da. Harman Kardon, da. Se aude, se aude. Harman Kardon. Carton. Da, da. Da, îmi place, nu. Eu uit defecte, chiar și cu scaunul mă pot obișnui. Pentru că e foarte mișto cum merge. Ce finisaj are oglinda asta, uite. Ia uite și pe ea. Opel Style. Ce bă, că Opelul cred că le are mai frumos. Era rău, ia uite, pe bune. Cu ăsta mic, așa. Țac, pac. Nu e. Mă așteptam la mai mult. La cum arată pe afară, te face să crezi că nu îi găsești niciun defect. Dar gândește că în ultima serie 3 e doar un ecran atât. Un ecran atât, nu mai nimic, nu mai ceasuri, nu mai un ecran mă colorat. Lasă. Frumos. Hai bă, dacă tu te băgi așa acum, hai. Bă, ce bă, lasă că doamna e îndemnată de doamna nu din doamna dreapta. Asta cu tuba lui. E doamna la vodoan și doamna pasager. Da. Bagă-te acum, bagă-te, mai stai un pic. Papa, dacă nu vine X7-le, da. Ce mașină ne vine acum? Ce? Turanul ăla din față la gri. RS. Da. Sper că ăla e unul din Turan, nu știu ce număr are. Să te văd cu Turanul pe viraje, nu este, nu vine la noi. Ia uite ce șchiopătul omul ăsta arată pe stânga. Într-un are 6. Auzi, dar ăsta nu cumva are dezactivare cilindrii motorul ăsta. Nu. No. Da, că ne-a zis, probabil că se punea și în bord dacă ar avea ceva, zicea, mod dezactivare. Ce să dezactiveze, bă, ăsta mănâncă benzina. Cred că chiar mănâncă benzina asta, că îi dai racheta așa mereu. Nu am zis că consumul să fie 20. De 14-15, nu. No, 20. Ia 20. Și tu, bă. 20. Cât te consum? Priza. Opa. CTT, aha. Priza. Vezi cum se cunoaște șeful de
De patron service. De service. Ca la Tesla, bravo. Pe ce crezi că ăla e... Da, e patron de la un service. La Tesla, ca să nu poată să o repare la el în service. Dar uite și pe denivelările astea, le filtrează bine suspensia asta, nu simți nimic, e premium pe o parte, așa, știi? Uite, nimic. Bă, una din asta pe motorină ar trebui să ar cam trebui să înceapă să apară la mâna a doua de acum înainte, știi? Pe da, a apărut, cum adică? La un preț decent, poma. Bravo, nu aștepta să termine. Dar e o alternativă de mașină, să știi? Da, mulți și-o doresc, puțin și-o cumpără. Bine, într-o Românie care e plină de BMW-uri, vei găsi puțin care să aleagă Alfa, dar eu aș alege Alfa. Bineînțeles, n-aș lua-o ca mașină de zi cu zi și să trag pe ea prin oraș. Dacă să o am așa de weekend-uri, de ieșiri, să mergem colo, să mergem colo. De concediu. Uităm cum se închide asta, în vârst de tot, așa încolo se închide ușa din spate. Da, oficial... Nu merge bine. Nu, oficial... Dacă este să vorbim de mașini din ultimii 10 ani, bravo. Asta e cam cea mai mișto berlină. Cu toate defectele ei, eu altceva nu mi-aș lua. Dacă ar fi să-mi iau berlină, 4 uși, benzină, diesel, manuală sau automat. Atenție, vorbim de o Europa care nu prea mai face berline. Da. Adică... Deci eu acum vă spun cu mâna pe inimă, eu nu mi-aș lua pentru sufletul meu. Nu mă refer că Camry pentru familie sau mai știu eu ce. Ce Camry, bă, ce... Pentru sufletul meu. Deci dacă ar fi așa între... Zise că Passatul e la un capăt și asta e la un capăt. Da. Camry e dincolo de Passat. E la alt pol Passat. Nu există. Nu. Camry la... nu îți oferă absolut nimic. Îți oferă multe, spune. Absolut nimic. Îți oferă multe. Camry e o mașină, obiectiv vorbind, mult mai bună decât asta. Subiectiv vorbind. Și pentru sufletul meu, mai bună asta. Adică, bineînțeles, asta e pentru orice suflet mașina. Ce înseamnă pentru sufletul meu? Înseamnă să nu pese câți bani bag în ea și câți nervi îmi fac, da, îmi face cu defectele ei. Asta cu Camry, că e indestructibilă. Păi de ce nu-s mai așa multe pe străzi în Europa? Dacă e chiar așa. Că să nu comparăm mașinile de puțin. America. Atent, nu comparați mașinile de America unde nu sunt norme de poluare cu Europa unde e Euro 6 de plus. Da, mă, nu e vorba de asta. Ia strânge tu motoarele alea cu toate normele vieții de gât și pune-le să meargă prin Europa, prin orașe aglomerate, cu benzină de Europa. Să vezi că s-ar putea să nu mai ergonomia aia, cum se numește, fiabilitatea de state. Eu zic că eu mă îndoiesc, pentru că dacă era, deci ți-a umplut pământul de ele. Păi s-a umplut pământul de RAV4-uri. Dacă lumea își cumpără RAV4 și la noi. De ce să-și ia Camry când poți să-ți iei tita mai mastodontul de RAV4? Pe aceeași platformă cu același motor. O să trage de o poză mișto. Că acum SUV-urile vând. Să o mișto aici cu salciile. Oh, trasă asta Fordul Mondeo în vieți. Ia, vezi consumul. Ia, domnul predat, cu aceea, să vedem ce zice domnule pe aici. Eu zic 20. Eu zic 14. Da. Pa, pa. De unde se butonează, de aici? Nu, din partea de altă. De unde, de aici? Da. De la volum? Da. Nu, de aici, din capul servitorilor. Da. El zice, da, peste tot. Da, 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 da. Deci, 15%, da, 40 pe oră viteză medie, 54 de km, a mers dublu. A mers dublu, da. Bă, 15%. Păi, nu e mult, la stilul ăsta de pe cât? Pe viteză de 40 de km, pe viteză 55, viteză medie. Mai mare decât alte. Mai, am mers altfel, am lungit traseul, dar nu e mult, să știi. Pentru ce ți oferă senzației, senzațiile care ți le oferă, ce să zic? Da. Hai, spune poezia. Mai spune și tu că m-am săturat. Bun, trebuie să nu vă mai abonați la canalul Mașini cu Luci Popa. Ba da, ba da. Pe domnul Preda, dacă aveți numărul în descriere, dacă aveți probleme cu caroseriile. Caroserii. Pe mine mă găsiți pe aici, în descrierea clipurilor, aveți datele de contact, dacă vreți să ne vedem, să filmăm mașini. Cel mai ușor este să înscrieți ori pe Instagram sau pe pagina de Facebook. Ceea ce v-aș indica, să v-aș sugera să-i mai dați câte un like acolo, că am minte tot timpul notificările direct. Am înțeles. Ne vedem în rubrica de comentarii. Vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru tot suportul. Ne vedem la un episod următor, viitor, cum vreți voi, și la fel de frumos. Bye bye. Da, ca mașina asta nu.